Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi doresc să vă prezint acest frumos model ajurat, care arată superb și pe față și pe spate, foarte ușor de executat. O să vedeți cât de ușor se execută și cât de rapid. Deși pare complicat, credeți-mă, se execută foarte, foarte ușor și o să vă conving. Este un croșet, deci avem nevoie de o croșetă numărul 3. Firul care l-am folosit este un fir mediu, acest Baby Smile, care l-am achiziționat ca și pe celelalte produse de la mercerie.ro. Este un fir mediu, credeți-mă, am încercat acest model și pe un fir mai gros, mai plin, cum este, de exemplu, Adina, dar nu-mi place cum arată. Pe acest fir mediu, un pic mai subțire, arată superb. Și, deși vom monta modelul pe un multiplu de 5, cu un ochi lateral stânga, un ochi lateral dreapta, cuvântul de ordine pe care dumneavoastră trebuie să-l rețineți este 3. De ce 3? O să vedeți imediat. 3, 3. Acesta este cuvântul de ordine pe care dumneavoastră trebuie să-l rețineți. Am montat o variantă mai scurtă, 25 de ochiuri, unul stânga, una dreapta, asta înseamnă 27 de ochiuri. Și acum procedăm de felul următor. La capăt, urcăm 3 ochiuri în sus, 1, 2, 3. Și în același ochi de margine vom adăuga 2 piciorușe înalte, deci în același ochi, și acum avem 3. De aici numărăm 3 ochiuri, 1, 2, 3, și prindem cele 3 piciorușe din scurt. Următorul pas, o bridă făcută din 3 ochiuri. Deci un lănțișor din 3 ochiuri. Și procedăm la fel, numărăm 1, 2, 3 ochiuri și în același ochi vom pune 3 piciorușe. Grupuri de câte 3. 3 piciorușe, 3 ochiuri de lanț. La 3 ochiuri distanță. Bun. Grupul de 3, 1, 2, 3. Îl prindem în ochiul numărul 3 și facem un lănțișor din 3 ochiuri, 1, 2, 3, numărăm 1, 2, 3 și în același ochi montăm 3 piciorușe, 1, 2 și 3. Doi, trei, și are un lănțișor de 3. 1, 2, 3. Repetăm acest model până ajungem la capătul firului. În funcție de dimensiuni, veți monta 25, 50, 75, câte ochiuri aveți nevoie pentru obiectul pe care veți dori să lucrați. 1, 2 și 3 în același ochi. Numărăm 1, 2 și 3. Culcăm grupul de 3 piciorușe, lănțișor de 3. 1, 2 și 3.
arată cam de felul acesta. Chiar formează niște zigzaguri frumoase la un moment dat, când va fi terminat lucru, o să vedeți. Am ajuns la capăt. Exact ultimele trei ochiuri. Prindem și întoarcem lucru, ridicăm trei ochiuri de lanț. 1, 2 și 3. În același loc mai adăugăm două piciorușe ca să formăm grupul de 3. Am făcut grupul de 3. Acum un pic de atenție. Avem aici 1, 2, 3 piciorușe anterioare. Nu mai prindem în partea de sus, introducem croșeta pe sub ultimul picioruș și tragem. Aici avem brida. În această bridă vom face întâi ochiul de lanț de 3 piciorușe, de 3 ochiuri. Iar în bridă punem grupul de 3 piciorușe. 2 și 3. Luăm și culcăm grupul de 3 piciorușe pe grupul anterior, introducând croșeta sub ultimul picioruș, lanțul de 3 și în brida anterioară 3 piciorușe. Ați văzut? Asta este toată filozofia. 3 piciorușe, lanț de 3 ochiuri, piciorușele le culcăm pe grupul anterior, introducând andreaua sub ultima picioruș, lanțul de 3, 1, 2, 3, lanț, bridă, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, și în brida anterioară 3 piciorușe, 1, 2, și 3. Culcăm peste grupul anterior, introducând pe sub ultima lanțul de 3, 1, 2, 3, în bridă 3 piciorușe. 1, 2 și 3. Culcăm peste grupul de 3 piciorușe anterior, ultima. Urcăm 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, întoarcem și reluăm. În același loc mai introducem două piciorușe ca să avem 3. Culcăm peste grupul de 3 prin ultima bridă, prin ultimul picioruș. 1, 2, 3. Prin bridă 3 piciorușe. 1, 2, 3, culcăm peste grupul de 3,
întâmpin ultima. Unu, doi, trei. Și prin brida lucrată anterior. Trei piciorușe. Unu, doi și trei. Culcăm peste grupul de trei, introducând prin ultimul picioruș lanțul de trei. Unu, doi, trei. Și prin bridă trei piciorușe. Ați văzut, este un model repetitiv, foarte simplu de făcut. Foarte rapid și ușor. Atât că trebuie să urmăriți unde introduceți croșeta atunci când culcați grupul de 3. Brida de 3. Brida în care vom introduce cele 3 piciorușe. 1, 2 și 3. Culcăm peste grup, suntem la margine. Ridicăm 3 ochiuri în sus. 1, 2, 3. Întoarcem lucru în același loc. Mai adăugăm 2 ca să fie 3. Culcăm pe grupul de 3 intrând prin ultima. 1, 2, 3. Brida de 3 ochiuri și în brida anterioară 3 piciorușe. 1, 2, 3, culcăm pe grupul anterior, intrând prin ultima și reluăm. 1, 2, 3, vedeți cât de repede se lucrează, repede, ușor și frumos. Nu uitați, alegeți un fir mediu, pe fir gros nu arată bine deloc, din păcate. Cred că ajunge. Aici, mă. Foarte frumos. Ușor de realizat, tridimensional, un model foarte potrivit pentru căciulițe, pentru pulovere, pentru veste, un model plin, pufos, călduros, superb. Doamnelor și domnilor, vă doresc o zi plăcută și vă aștept în curând cu un nou model superb pe care să lucrăm împreună. Repede, ușor și frumos. O zi bună să aveți!